vreau să mă uitați la șapte? Da. Nu știți care se schide la șapte? Păi nu știam. Aici nu ne pedește statul să stăm de vorbă. Aici intră doar cine are afacere. Mă rog, ce afacere are? Ce afacere? Da, ce afacere? Stai că țică. Vezi tu, domnule, ce poftești? Moșe, dacă nu te superi, te-aș mai ruga pentru încă un pahar cu apă. Trebuie să te rog, încă un pahar cu apă. Știi, am luat azi noapte forfăta prin oraș cu niște prieteni. Ne-am dormit toată noaptea. Auzi? Se cunoaște că n-am dormit. Ba bine că nu. Pe unde n-am fost? Mersi. Aici fiind doar cei care au face. Noi nu avem timp de poveste.
Vă rog frumos. Ce afacere? Ce afacere? Am luat o petiție. Vreau să știu ce s-a făcut cu ea. Să-mi dați un număr. Să dai număr când ai dat petițiunea? Păi, nu. Pe cine ai cerut? Păi n-am dat-o eu. Dar cine? Păi, am trimis-o prin cineva. Când? În ce zi? Cu două luni? Nu știu, dar când, mai precis? Știu eu. Cum nu știi, domnule? Cum te cheamă pe tine? Pe mine? Da, Ionescu. Ce cereai în petițiune? Eu? A, nu ceream nimic, domnule. Cum nimic? Păi nu era Ana. Da, cui? A unui amic. Care amic? Unul, Chiță Vasilescu. Domnule, ce cerea în petițiune? El? Da, nu cerea nimic, domnule. Cum nimic, domnule? Păi nu era al lui. Dar a cui? A unei mătuși. Știa că vin la București și m-a rugat să-i trimit. Domnule, cum o chema pe mătușa lui Neaghiță? Păi de unde să știu? Ce cerea în petițiune? Se pare că cerea... Pensie. Ce? Pensie! Domnule, aici e sărăcia monopolilor, aici nu se cer pensii. Cereți pensii? Mergeți la pensie! Ah, la pensii care v-a să zică? Ce chestie! Destul, domnule! Moșer, dacă nu te superi, încă un pahar cu apă, te rog. Drăguță, încă unul. Mersi. La... pensii care v-a să zică. Mersi, drăguț. Deci... Dă-l afară! Mersi, am plecat. Deci... La pensii care v-a să zică, da? Sperăm că v-a plăcut cea de-a doua piesă. Și acum tot Teo va recita încă o poezie și ultima, care se numește Noapte de iarnă de George Tocurceanu.